Bine, Domnul nostru, că vrea să-i vine toată slava, puterea acestea și înțelepciunea împreună și Părintele Tău Celui fără de început și Duhului Tău Celui de viață, Făcător, acum și pururea și în veci vecilor. Ai soțit-o lui spre ajutor pentru că așa a plăcut slavei tale, să nu fie omul singur pe pământ, însuși acum să pune, întinde mâna ta, de Sfântul Vărbatul tău, și unește pe rugul tău, acesta, Victor, cu roaba ta, Georgeta, dați mâna dreaptă. Și așa rămâne, spune, vă spune, vă să vă decați. Bine? Așa. Pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia, unește-i pe ei într-un gând, împrunează-i într-un trup, dăruiește-le roadă fruntețului, dobândire de prunci bun. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună Domnul Dumnezeu Victor cu roaba lui Dumnezeu Georgeta în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună Domnul Dumnezeu Victor cu roaba lui Dumnezeu în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Georgeta cu robul lui Dumnezeu Victor, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Georgeta cu robul lui Dumnezeu Victor, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Georgeta cu robul lui Dumnezeu Victor, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pace.
îmbrățișeze ție-și biserică slăvită de adăpată sau în minăciune. Așadar, bărbații sunt datori să-și iubească femeile, ca pe însuși trupurile lor. Cel ce-și iubește femeia, pe sine se iubește, căci nimeni vreodată nu și-a urât trupul său, ci fiecare îl întrebește și îl încălzește, precum Hristos biserica, pentru că suntem mădulare ale trupului lui, din carnea lui și din oasele lui, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și de mama sa, și se va lipi de femeia sa, și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos și în biserică, astfel și voi, fiecare să iubească femeia ca pe sine însuși, iar femeia să se teamă de bărbat. Pace ție, cinstite, cititurile, și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune vreți să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhului tău. Din Sfânta Evanghelie, la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte în vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei. Și era acolo și Iisus, mama lui Iisus. Și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu se vinul, a zis mama lui Iisus către ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Mama lui Iisus a zis celor ce slujeau să faceți orice vă va spune. Și erau acolo șase vase mari de piatră puse pentru împărăția iudeilor, care nu au câte două sau trei vedre. Iisus le-a poruncit: umpleți vasele cu apă. Și ei l-au umplut până sus. Apoi a zis: scoateți și aduceți nunului. Și ei au adus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, dar slujitorii care scosese apa știau, a strigat nunul pe mine și a zis: orice om pune întâi vinul cel bun, și când a băut bine veselie,
cel mai slab, dar Tu ai ținut viu cel bun până acum. Acest început al minunilor Oh.
și numele Domnului voi chema. Aleluia! Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Aleluia! De ce faceți pe inabordările? Uita și la mine, da? Mărit să fii mire ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacob, umblând în pace și lucrând în dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Vă privească și ei. Da.
Așa, și tu, mireasă, mărită să fii ca Sara, să te veselești cu Rebecca, să te înmulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduielile legii, ca așa binevoit Părinților, care i-am născut și am crescut, Ion și Niculie,
de zile lungate, viață pașnică și ajutor, pentru toate bună sporire și păzește pe dânsii, Doamne, ceva timp, ci continuă pe tot parcursul vieții. În rest, ce să vă vreți? Să trăiți, să fiți sănătoși, la fel de frumoși, să zâmbiți un pic mai mult și să aveți parte de tot ce e mai bun. Să trăiți, să fiți sănătoși. Acum, naș, vine frumos. Bine, Seigur, de să te fericim, născătoare Dumnezeu, cea fără fericită, și prea nevică vadă, și moară ca Dumnezeului nostru. Și mai distinctă decât
față de Dumnezeu, biserica vă oferă o icoană ca să vă puneți la dumneavoastră în casă, amintindu-vă de acest moment, zic eu, minunat din viața dumneavoastră. Să trăiți, să fiți sănătoși. În ordine nașă, Doamne creștinați pe tineri căsătorii, sărutați Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce cu numire și mergi și felicitați. Și în ordinea aceasta, apropiere de familie, de așa, venie, veniți pe rând, tot așa. Poți să facem și pozele la aici? Sigur, dă-mă să vă fac. Nu mă ajută nici aia. Mulțumesc! Așa, mamă. Iau, băi, ce-o văd. Lasă-se pe noi. Evanghelia Sfânta Cruce cu mâinile de mamă. Urați și n-am să fie mai bine. Hai, generica Mirea, să adămână și rămâi acolo. Ginere! Calcă pe picior. Haide și nașii. Nu am naș. Hai să iasă nașul. Așa. Așteptă cu nașul. Nu e că le-a lăsat.